În raionul Nispureni nu au fost înregistrate până acum cazuri de tortură. Chiar și așa, Inspectoratul de Poliție Nispureni și Procuratura Raionului s-au alăturat unei campanii lansate cu ocazia Zilei Internaționale pentru sprijinirea victimelor torturii. Astfel au fost desfășurate activități menite să atragă atenția opiniei publice asupra fenomenului torturii și relelor tratamente. Angajații Inspectoratului de Poliție Nispureni s-au solidarizat cu campania Eu nu aplic 166 prim, eu respect demnitatea umană, lansată de oficiul Avocatului Poporului cu prilejul Zilei Internaționale pentru sprijinirea victimelor torturii, ce este consemnată pe 26 iunie. În perioada 24-30 iunie 2020 se desfășoară campania Eu nu aplic 166 prim, eu respect demnitatea umană. Această campanie se desfășoară în cadrul marcării Zilei Internaționale a Victimelor Torturii și în sprijinul acestora. Această campanie este susținută și de angajații Inspectoratului de Poliție Nispureni. Prin susținerea acestei campanii avem posibilitatea să reamintim că tortura este o încălcare gravă a drepturilor omului, care distruge sentimentul de demnitate și valoare umană. Pentru fiecare aliniată al articolului 166 prim este prevăzută o sancțiune drastică, sancțiunea sub formă de pedeapsă cu închisoare. Potrivit procurorilor din Nispureni, nu au fost înregistrate sesizări în legătură cu cazurile de tortură. Este evident îmbucurător faptul că Procuratura Raionului Nispureni nu a registrat până acum niciun caz de tortură pentru a fi expediată cauza penală în judecată. Necătând la acest fapt, totuși Procuratura Raionului Nispureni nu a fost pasivă la acest subiect, având în gestiune nenumerate procese penale referitor la pretinse acte de tortură, care, necătând la clienta anchetelor derulate, s-a constatat că, de fapt, nu au existat sau nu erau elementele infracțiunii în cauză. Deși acest fenomen nu predomină în raionul Nispureni, polițiștii și procurorii consideră că activismul civic și implicarea oamenilor în asemenea campanii contribuie la prevenirea cazurilor de tortură. Procuratura Raionului Nispureni a făcut o retrospectivă asupra acestui fapt, remarcând că subiectii pasibili de răspundere penală în baza articolului 166 prim din Codul Penal, mă refer aici mai mult la colaboratorii de poliție, sunt destul de responsabili. Referitor la acest fapt, constatăm că campaniile de sensibilizare a publicului are un efect pozitiv în acest sens. Deci nu ne rămâne decât să continuăm în viitor cu aceste campanii de sensibilizare a publicului pentru a aduce la cunoștință gravitatea infracțiunii și anume pentru subiectii speciali acestea care sunt pasibile de răspundere penală. Precizăm că pentru tratament inuman sau degradant este prevăzută o pedeapsă de la 2 la 7 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții, iar dacă făptașul a cauzat din imprudență decesul persoanei, riscă de la 8 la 15 ani de detenție și cu privarea dreptului de a exercita o anumită activitate.